În episodul de astăzi voi deveni mecanic în GTA 5. Da, băieți, o să tractăm mașinile avariate, stricate, parcate prost, ilegal în parcări și etc. Așa că nu uitați dați un like, un subscribe, ne începe acest episod. Dacă mai vreți episoade de genul, suntem aici cu Franklin. Nu m-am îmbrăcat eu, cine știe ce, avem îmbrăcămintea lui clasică. Hai, dăm drumul la treabă, o să luăm aici frumos mașina noastră de tractări. Îți frumos. Uite că avem deja și o misiune chat. Mama, bă, pornește greu rău de tot mașinuța asta, băieți și fete. Jale cu ea, chiar e jale rău de tot. Haideți să o dăm aici frumos. Haide cu mașchineta noastră frumoasă rău de tot. Mamă, ce era să dau un ăla, băi și fete. Merem acum să luăm o mașină parcată ilegal frumos. Și poate în episodul de astăzi o să și furăm câteva mașini frumos de acolo, dacă știți ce zic. De astea mai noi, niște Lamborghini-uri, niște Hâzjome Ferrari-uri, tot ce zic eu aici. Deci da, like, subscribe, tot ce trebuie. Aia vreau să văd. Opa, deci merem în parcarea asta. Aia vreau să văd. Hâzjonule, deci trebuie să luăm mașina aia parcată ilegal. Ok, ok, băieți, o să luăm mașina parcată ilegal chiar acum. Dăm cârligul jos frumos, dăm în spate și o apucăm Hâzjon. Bă, what? E la bă, ne împușcă, bă. Uși, bă. Bă, what? Bă, nenorocitule. Bă, are arme, bă. Mamă, dar mașina asta mea merge foarte, foarte încet. Trebuie să mergem foarte, foarte rapid. Să o ducem acolo. Mamă, dar merge încet rău de tot asta mea, băieți și fete. Ok, hai că-i dăm cât de tare pot, bă. Mamă, chat, cât de greu merge mașina asta mea să mă bată tata, bă. Bă, și la aleargă pe stradă să ne bată, bă. Mamă, dar ce mașină avea infractorul, bă. Mamă, chat. Ok, băieți și fete, acum încerc să o duc cât mai rapid. Ok, ăla nu mai vine după noi. Ne-a pierdut, ok. Mamă, băieți și fete, mai avem un pic așa, ajungem la destinație. Bă, da, e greu rău de tot mașina asta. Ah, ok, băieți, am apăsat pedala așa un pic mai tare și acum merge cum trebuie, uitați. Hâț. Dă-te de aici, băi. Îi dăm tare. Ok, hai că suntem bine momentan. Mamă, dar vedeți că acum fugem în cavaș gurița voastră. Uite cât avem la oră, chat. 70, cum așa de tractări, 80. Mamă, ce prinde mașchineta noastră. Ok. Dă-te de aici. Și o să lăsăm mașchineta noastră fix acolo. Frumos, plus 500 de dolari. Asta îmi place să văd. Ne-am făcut treaba. Acum mergem la următoarea misiune. Să vedem dacă ne-o dă. O să ne primăm un pic până o să ne-o dea. Că na, durează un pic până ne dă următoarea. Ulu, cu cursa de asta, cu mașini. Hai să ridicăm cărligul ăsta în sus, așa un pic, Hâzjonule, ca să nu cărăm pe jos pe acolo. Ulu. Opa, ne-o găsit job, chat. Hai să mergem la, să mai cărăm o mașchinetă de aia. O mai tractăm până acolo unde trebuie, Hâzjonule. Bă, și merg foarte, foarte rapid spre destinație. Ia uitați cât, cu ce viteză îi dau. 100 cu mașina de tractări, wow, ok. Nice, dreapta aici frumos. Mergem, o dăm în față, Hâzjonule. Mamă, 130, 150. Mamă, dar sper să nu fie iar un nebun de la de stă în mașină și vrea să ne împuște. Bă, am o idee mult mai bună. Bă, aparent, cred că nu e nimeni în mașină. Ok, deci hai să tractăm mașina. Hai că aparent aici nu stătea nimeni să mă aștepte, ok. Mă duc rapid să o duc, băieți. Mamă, ce drapează acum. Bă. Ok, sunt bine momentan. Prână, dă-te, mă. Facem aici stânga, cum îmi place doar mie, Hâzjonule. Merem foarte, foarte rapid la destinație. Aia îmi place să văd. Bă, dă-te de aici. Mergem foarte, foarte rapidos. Bă, ce m-a lovit prostul ăla, bă. Îi dau mâncavaș gura voastră. Mamă, 150. Mamă, n-are frână. N-are frâne, nu n-are frână. Mă, dă-te, mă, că n-am vrut. Na, parcare ilegală. Iar 500 de dolari. Hai, mă, că facem la bani. Ne facem bogați, băi și pete. Bă, ce frumos e parcul ăsta de aici. Așa, uitați cât de bine arată. Bă, aș sparge un bancomat în episodul de astăzi, chat. Are să spargem și un bancomat. Dar nu o las așa mai bine. Hai, mă, că vreau să mă iau o comandă și după chat o să ne băgăm la fura mașini de alea scumpe, care o să le păstrăm pentru noi. O să vedeți, o să fie tare rău de tot. Bă, stai că mi-a târnă cârligul ăsta pe jos. Ridică-l, mă, viața mea. Ridică-mă cârligul, viața mea. Mă, un job pentru mine, băi. Trebuie să aștept, mă. Ok, gata, gata, chat. Avem misiune nouă. Mă plimba pe aici să văd dacă îmi dă ceva nou, ok. Haideți foarte, foarte rapid. Bă, dar e grea viața asta de mecanică. Bă, practic într-un fel e mecanic, din cauza că avem tot mașina asta așa, într-un fel de mecanic, așa se cârle cu asta, și ce zic? Mamă, nu, evităm accidentele. Mă, merem pe contrasens, ok, nu e ok. Mamă, mi-a spart stopul.
Nu zic că mi-a stricat și o mașina, că nu, mama mea n-are nimic, pe veche, e tata Nelson Mondialu. Îi dăm tare acum, băieți și fete. Trebuie să nu o las, dă-i tare, dă-i tare, Andrei. Dă-i tare, ho. Ok, ne ducem. What? Și care e mașina? Bă, a abandonat mașina în stradă, mă, sau? A, nu-i mai pornește mașina, mă. Viața mea, te iau eu, nu contează. Mamă, stai că... Mamă, venea trenul, mânca v-aș gura voastră. Alo, de car owner to enter hold... Na, mă, na. A, o luăm cu noi, mă. Păi de ce o luăm, mă, cu noi? Ok, nu contează. A, uite, că acum trebuie să o ducem la repair. O, viața mea, că te duc acum să-ți repare ăștia mașina, ți-o fac a nouă. Și cum ți-o fac, țâță de mâță. Ți-o fac nouă, nouță. Uite, nici ăsta nu-i pornește mașina, ești nebun. Gata, viața mea, repară-ți mașina, nu m-a lăsat pe acolo, că cam se duce așa încet, încet. Cred că totuși o să mai luăm, băi și fete, o în comisiune. Ok, ia. A, mă, dăm ceva. A, mă, dăm misiune. Ok, băieți, avem o misiune nouă, broken down car. Opa, mașina iarăși stricată. Deci mașina stricată, abandonată, cred. O, mă, văruțu, că-i dau eu pe aici frumos. Așa. Ia uite-l pe viața mea. Ce-ai făcut, mă, viața mea? Ți-o stricat mașina. Oamne, bă, viața mea, nu. Gata, acum te duc la repair și, mamă, ce fum iese din ea, să mă bată tata. Ok. Bă, ce zice, mă? Mamă, ce am făcut ăla. Ok, mergem chiar acum rapid, o ducem la repair shop și după mergem să furăm mașinile alea scumpe chat. De ce mașini furăm? Hai, leu, avem de furat un Lamborghini Urus chat. Deja știu locația unde trebuie să mergem să o furăm. Eu zic că o să fie ceva și mecherul de tot. Acel Lamborghini, abia aștept să-l fur și să-l duc în colecția mea de mașini acolo să... Bă, ce mi schimbă martele, toate să vedeți acolo, băieți și fete. Ho, ho, ho! Mamă, iată-mă, viața mea, că-ți moare mașina, dar nu contează. Ia stai, mă, viața mea, că-ți repare o mașină, ți-o fac nouă. Ia uite, sunt și mecanic, viața mea, uite că ți-o repar aici, e ca nouă. Trăiți ar familia ta, poți să te urci să pleci. Ia te în viața mea, ca nouă ți-o fac, gata. Bă, fără fumă, că nu-i bine să fumezi. E nouă mașina, bă, poți să pleci. Nu, ăsta nu înțelege, mă. Așteaptă viața mea, că nu mai vine nimeni. Ok, băi și fete, acum o să mergem să frăm cât mai repede Lamborghini-ul ăla. Am înțeles că i-a dus aici în Grove Street. Deci, o să vedeți, o mașină genial de frumoasă și mergem acum după ea. Ok, băi, ți-a primit locația chiar acum. Mașina se află în fața pe dreapta, pe aici pe undeva ar trebui să fie, what? Ia uitați-o, băi. Deci, fix aici este locația. Ok, dăm în spate. Ia uite și pe baba aia. Mamă, băi. Luăm rapid Lamborghini-ul. L-am agățat, băi. Holy bro. Mamă, e, o să fie nașpa un pic, băi, trebuie să fiu atent, dar lasă, nu contează dacă lovim, îl reparăm noi, pentru că... Mamă, dar ce greu e Lamborghini-ul ăsta, bă! Cred că ar trebui apucat de spate, mă. Ia, haideți să vedem dacă l-apucăm de spate, dacă e mai bine. Eu zic că ar fi mult, mult mai bine. Nu intră Lamborghini-ul meu, mă! Bine, încă nu e al meu, dar o să fie cât de curând. Ok, hai să l-apucăm de spate, poate e mai ok. Și acum cred că o să... Bă, bă, l-am furat mașina, trag în mine, nu! Bă, bă, l-am furat mașina, trag în mine! Mamă, nu, 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 nu-i prea rapidă! Știam eu că nu trebuie să-i fac soft la mașina asta a mea, băi. Aulo, vine aia, nu mai vin, nu mai vin, da. Cred că o să mă caute, băieți și fete. Trebuie să o ducem foarte, foarte rapid la noi acolo la garaj și o să o ascundem. Al doilea etaj acolo la mașini. Mamă, sper să mai meargă după ce i-am făcut. Bine, momentan nu este lovit așa de tare. Are și armură mașina asta, deci tank, bă, bă, uitați cât de frumoasă e, bă, Lamborghini ăsta Urus. Așa, are și body kit-ul ăla de la Mansory, cred că e. Sau de la, ba nu, de la Top Car aparent, ok. Are un body kit foarte, foarte scump, cred că e vreo 500.000 de euro mașina asta nouă. Deci e foarte, foarte, foarte scumpă. Ok, stânga aici. Johnule, ok. Intrăm rapid și o lăsăm înăuntru. Sau lăsăm pa noastră asta de cărat afară. Uite, punem în parcare aici. Foarte, foarte rapid, lăsăm. Ridicăm cărligul foarte, foarte rapid. Hâț, ne dăm jos. Nu mai încuiem că nu contează. Mamă, sper că merge. Mamă, cum se aude motorul. Auziți un pic, băieți? Mamă, cum se aude. Ok, îl ducem rapid la al doilea etaj, băi și fete. Asta deja o să vină în noua mea colecție de mașini. Mai avem aici un M8 de ăsta frumos și un M5 F90. O să-l parcăm pe ăsta aici. Bine, un pic lovită sau să trebuiască reparat Lamborghini Urus. Bă, vreau să-l parchez cum trebuie. Fix în mijloc dacă se poate. Încet, încet. Perfect, nothing, nimica. Merem rapid să furăm următoarea mașină. Următoarea mașină va fi un BMW M4, băieți, competition. Pentru că îmi doresc de foarte, foarte mult timp un BMW M4. Și data asta o să-l fur acolo, o să fie genial. Vedeți cum îl fur, băieți și fete. Am obosit deja cum, uite, mașina noastră a rămas aici. Următoarea mașină se află într-o zonă mai dificilă. Se află pe zona, cum se cheamă zona aia, nu mai știu, vai, nu cred. O să vedeți imediat, merem frumos pe aici. Ok, suntem bine momentan. Îi dăm foarte, foarte rapid, că trebuie să frăm mașina aia cât mai repede posibil. Dați-vă, mă!
Mamă, dar sunt și eu prost, bă, merg pe aici, pe trotuar. Oh, oh, mamă, ce bine conduc, what? Îi dau tare, băiți, îi dau tare să frăm. Mamă, uite-l și pe pile la câili. Ok, deci pe aici, undeva prin stânga. What? Și cred că fix în curtea asta din dreapta ar trebui să stea mașina, băiți și fete. Fix acolo, o să parcăm aici și o să ne ducem pe jos să vedem dacă o găsim. Oh, nu, nu, n-am făcut absolut nimic ilegal. Mamă, mamă, ce agresiv. Ok, băieți, în 4 ori ar trebui să fie fix aici. Uitați-l fix acolo. Hai să-l furăm rapid. Oh, oh, ok, ok. Dăm rapid asta în jos. Furăm în 4. Ok, l-am agățat, gata, gata. L-am furat. Mamă, vezi că și cu asta o să fie complicat să mergem. Mamă, cum face mașina? Nu, e prea... E prea grea, bă, mașina, bă, prea greu în patrul. Nu contează, merge. Oh, no. Mamă, era să cadă stâlpul pe ea. Bă, pe asta cred că o să o ducem foarte, foarte rapid la noi acasă. Adică aici în stânga o să o ducem. O să o băgăm în garaj. Ok, hai, îi dăm tare. Mamă, ocolim pe ăsta fix aici în curbă. Mamă, încet. Oh, lasă-mă să trec, ok. Mici drept am prins-o și cam prost, dar se duce și câși așa un pic, că nu prea îmi place. A desceat. Încă un pic așa ajungem. Ok, stânga fix aici. Stânga. Ho! Mamă, i-a lovit un pic, dar nu contează că nu e așa de rău. Mamă, nu. Hai că ajungem acasă încă un pic. Mamă, cum face? Nu. Am pierdut controlul. Mamă, praf bara aia din spate. Mamă, chat. Asta nu contează că o reparăm noi. O punem fix aici. Bă, stai să o decupez. Uitați să o decupez. Mă, dar ce mașină forță am furat, băi și fete. Mamă, pornește, mere perfect. Ok, bă, nu prea are așa multe zgârieturi. Are aici un pic, în față la bară și uite. Mamă. Haideți o băgăm, ok, garajul e gol, am să scoată mașina aia. Oh, ok. Și o lăsăm momentan aici. Aia îmi place să vă se închide garajul. Mamă, dacă de frumos e BMW-ul ăla, băieți și fete, se închide, mă. Să merem frumos aici jos. Avem oricum gardă din oameni care ne păzesc. Uite-l și pe ciop al nostru. Ok, băieți și fete, și cam încă acest clip. Dacă vă plăcut, nu uitați, dați un like, un share, un subscribe, să distribuiți clipul ăsta la cât mai mulți prieteni și să dați like-ul la mare, să scrieți un comentariu acolo dacă vă plăcut videoclipul și noi ne revedem data viitoare cu un alt videoclip. Pa, pa.